La Marcu, capitolul 8, de la versetul 22 până la versetul 26. Marcu, capitolul 8, de la versetul 22 până la versetul 26. Dacă am găsit, pentru cei care avem Scriptura, haideți să urmărim cuvântul Domnului. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat, amin. Haideți să avem un moment de rugăciune înainte să ne reașezăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, aș vrea în această seară ca Tu să ne vorbești. De aceea rugăm ca picături din sângele neprihănit al Domnului Iisus Hristos să coboare pe fiecare minte și pe fiecare conștiință în această seară. Doamne, vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească și vrem în această seară să luăm decizii noi pentru Tine. Despărțiți de Tine nu putem face nimic. De aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te rugăm și în această seară, proslăvește numele Domnului Iisus Hristos, schimbând vieți în această seară, Doamne. Am venit în locul acesta pentru că vrem să auzim cuvinte de la Tine și te rugăm în această seară, dă-ne Tu cuvinte de la Tine. Te proclamăm pe Tine, Domn, peste viața noastră. Și vrem să ne și mântuiești în această seară de păcate, de stări și de lucruri care poate ne robesc. Ne vedem dependenți de Tine, noi cei care vorbim, noi cei care ascultăm. De aceea te rugăm ca un tată, vorbește-ne și îți mulțumim că ne vei vorbi, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Haideți să ne reașezăm, frați și surori. Frați și surori, am citit în această seară un cuvânt din Sfânta Scriptură, câteva versete prin care Domnul mi-a vorbit încă când eram în România, am împărtășit și cu frații de acolo și aș vrea să împărtășim în această seară și cu dumneavoastră câteva gânduri, unele pe care le voi spune, le-am mai amintit în biserică, dar aș vrea să le împachetăm într-un mesaj în această seară, pe care l-am intitulat, și dacă frații de la media mă pot ajuta, câteva gânduri pe care l-am intitulat, A doua atingere. Este singurul text din Scriptură, este un text unic, când Domnul Iisus Hristos se apropie de cineva, se atinge de acea persoană, dar acea persoană nu primește izbăvirea totală și este nevoie de o a doua atingere. Aceasta a doua atingere este nevoia multora din locul acesta. Sunteți aici, în locul acesta, unii care doriți ca Dumnezeu să se atingă de trupul dumneavoastră și să vă vindece. Și mă rog ca să o facă, Domnul. Sunteți unii care, poate sunteți robiți de anumite păcate și nu vă puteți lăsa. Aveți nevoie, avem nevoie de o a doua atingere. Suntem unii care suntem într-o problemă financiară și avem nevoie de o a doua atingere. Nu știu care este problema ta în această seară, dar nu e așa că de mult te rogi Domnului și zici: Doamne, lucrează la problema mea, adu-mi odată rezolvare. Frați și surori, istoria acestui orb este istoria fiecăruia dintre noi. Ce s-a întâmplat? Scriptura spune că niște oameni au venit în Betsaida și au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și eu și tu ești rezultatul unor rugăciuni. Pentru tine poate s-a rugat părinții tăi, s-a rugat cineva apropiat și pentru mine la fel. Dar poate dacă ești în locul acesta și zici: pentru mine nu s-a rugat nimeni, aș vrea să te întreb, oare? Oare când nu se roagă părinții, când nu se roagă cei dragi, oare cine s-a rugat pentru noi? Cine știe? Domnul Iisus, unde găsim asta în Scriptură?
În Evrei, capitolul 7, spune așa, cu versetul 25, dacă nu greșesc: El trăiește pururea ca să se roage pentru noi. Și înainte ca să ne ridicăm, l-am rugat pe Avram, am zis: n-ai telefonul la tine? Au zis că nu. Putem face repede un calcul matematic. Hai că încercăm. Spunem din anul 0 până acum, 2016 ani. Dacă s-a rugat și s-ar fi rugat Domnul Iisus numai o dată pentru mine, dar nu numai să se roage pentru mine ca să zică: mă rog pentru Călin ca să scape de păcatul acesta. Poate pentru unii s-a rugat ca Domnul să ne aducă la mântuire și iacă-te, suntem în casa Domnului. Dar pentru unii poate se roagă ca Domnul să ne scape, ca să devenim liberi sau chiar să primim vindecare. Dacă Domnul Iisus Hristos, frați și surori, s-ar fi rugat o dată pe zi, doar, începând din momentul când s-a înălțat din nou la Tatăl, până astăzi, s-ar fi rugat de peste 11 milioane de ori. Imaginează-ți, cuvântul tău să fie pe buzele Domnului Iisus Hristos de peste 11 milioane de ori până astăzi. Și să se roage specific, să zic așa: mă rog pentru Andrei, mă rog pentru Alin, mă rog pentru Maria, mă rog pentru George. Să se lase odată de bârfă și să se roage de 11 milioane de ori. Și eu, totuși, să nu pot să fiu liber. Dragii mei, noi suntem rezultatul rugăciunilor cuiva. Mai apoi, după ce Dumnezeu intervine, la fel cum s-a întâmplat cu acest orb, vine Domnul Iisus Hristos și ne ia de mână și ne scoate din sat afară, ne scoate din lume afară. Și acolo afară se atinge de noi. Și această întâmplare, pentru că este unică, cred că are și o însemnătate mai profundă decât celelalte. Se atinge Domnul Iisus Hristos de acest orb și îi pune o întrebare. Și întrebarea aceasta este următoarea: vezi ceva? Nu, parcă nu e așa, că parcă e o întrebare tricky. Nu e așa, că parcă poate ar fi fost mai frumos din partea Domnului să zică: ce vezi? Dar în momentul când Domnul Iisus te întreabă pe tine: vezi ceva? El știe ce vezi, știe tot ce vezi și te pune la încercare să vezi ce îi răspunzi. Dragii mei, această prima atingere, cred că pentru noi astăzi înseamnă momentul când ne-am întors la Domnul și Domnul s-a atins de viața noastră. Și din momentul acela cred din toată inima că în fiecare zi Domnul ne întreabă aceeași întrebare: vezi ceva? Ce mai vezi astăzi să rezolvăm? Te întreabă în fiecare dimineață: auzi, vezi ceva? Noi, Doamne, nu văd, nu te-am auzit. Cred că în fiecare zi Domnul ne întreabă așa, de câteva ori pe zi: auzi, vezi ceva? Și ne pune în față lucrurile pe care trebuie să îi le spunem și noi alegem, îi le spunem sau nu îi le spunem. Frați și surori, Domnul se atinge de noi, ne întreabă și ceea ce aduce a doua atingere din partea Domnului pentru viața noastră. Momentul când Domnul se atinge și ne vindecă. Poate că mulți ne gândim așa și zicem: Doamne, am problema asta în viața mea, de ce nu te atingi de mine? Mă rog de atâta timp pentru problema din familia mea, de ce nu te atingi? De ce nu rezolvi? Doamne, am fost la ungere cu un de lemn și în România, am fost la ungere cu un de lemn și aici și nu m-ai vindecat. Doamne, tot din rău în rău mai mere. Nu știu, Doamne, am problema asta. Doamne, de ce nu te atingi de mine? Am nevoie de atingerea ta, cum te-ai atins odinioară. Și această întrebare are multe răspunsuri. Dar eu aș vrea să ne asigurăm în această seară că facem tot ce ține de noi ca să avem parte de a doua atingere. Poate unii așteptați o veste care de mult, de mult o doriți și nu mai vine. Nu știu ce, care-i dorința dumneavoastră. Dar aș vrea să vă spun ceva. E frustrant când îți dorești ca Dumnezeu să intervină și să te gândești: oare am făcut tot ce trebuie? Doamne, dacă Tu chiar nu vrei să te atingi de mine, nu-i nicio problemă. Dar oare eu am făcut, oare eu-s problema? Nu e așa că dacă ai ști că ai făcut tot ce trebuie și zici: Doamne, dacă ăsta mi-e drumul. Dar, Doamne, oare nu de-aia nu te atingi de mine că nu mi-am făcut datoria? Aș vrea această seară să ne facem datoria. Aș vrea această seară să plecăm din locul acesta înțelegând ce trebuie să facem ca să avem parte de a doua atingere. Ca Dumnezeu să vindece în biserica noastră și la aceasta să zicem amin. Ca Dumnezeu să schimbe ceea ce are de schimbat. Ca, indiferent ce problemă avem, și n-aș vrea să intru în domenii delicate, Dumnezeu să intervină acolo. Frații mei, sunt trei lucruri pe care trebuie ca să le facem și lucrurile acestea le-am înțeles din răspunsul acestui om. Uitați ce răspunde el.
El s-a uitat, da? A văzut că vede ceva și zice: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Spunea cineva, un anonim, că atunci când spui adevărul, dai dovadă de sinceritate. Atunci când spui numai adevărul, dai dovadă de discernământ. Atunci când spui tot adevărul, acolo se întâmplă o minune. Cred că omul acesta a spus tot adevărul, că după aceea s-a întâmplat o minune. Cred că n-a spus, eu cred că atât a văzut exact ce a zis. Să te întrebe Domnul ce vezi și tu să-i spui tot adevărul. Nu doar o parte de adevăr, nu numai o porțiune mică. Frați și surori, cred că pentru noi există o provocare în viață și această provocare este să înțelegem că suntem într-o continuă relație cu Dumnezeu și nu putem pe Dumnezeu să-L înșelăm. Acest om, în primul rând, a mărturisit, știți ce a mărturisit? A mărturisit faptul că el se uită la oameni. Imaginați-vă, te întâlnești față în față cu Domnul, ești orb de 10 ani, de 20 de ani, Domnul se atinge de tine și dintr-o dată vezi, dar nu vezi bine. Și te întreabă, vezi ceva? Nu știu, frații mei, eu cred că a fost față în față cu Iisus. De ce n-ar fi zis el, văd o față de om? Nu știu dacă e frumos, dacă nu e frumos. Dragii mei, să fii orb și să se atingă cineva de tine și când te întreabă cineva ce vezi, tu să te uiți în altă parte. Dar omul ăsta e sincer. Putea să zică, vezi ceva? Da, parcă te văd. Tu care te-ai atins de mine, te văd. Nu-ți văd bine ochii, nu-ți văd bine, dar te văd, te văd. Îți mulțumesc că te-ai atins de mine. El recunoaște, m-am uitat la oameni. Și prima problemă este aceasta, frații mei. Acest om mărturisește atât de sincer cât îți spune, eu nu mă uit unde trebuie, mă uit la oameni. Și când ne uităm la oameni, oamenii devin obstacole pentru noi. Când ne uităm la oameni, oamenii devin concurenți pentru noi. Când ne uităm la oameni, oamenii ne strică modul de a vedea lucrurile. Nu-i așa? Uitați-vă bună oară acum, da? Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit la unul, are nu știu ce freză, mă uit la altul, îi nu știu cum, parcă niciunul nu-i bun. Și mă trezesc că vin la biserică și mă uit la oameni și normal că ochii mei nu scurați. Ba, mă compar, pentru unii, față de unii simt invidios, față de alții mă potignesc. Dragii mei, să te atingă Domnul și tu să te uiți la oameni. Mai mult de atât, el zice, văd niște oameni ca niște copaci. El nu numai că recunoaște că nu se uită la Domnul, ci se uită la oameni, ci recunoaște că nu vede bine. Doamne, nu văd. Putea să zică, văd niște oameni. Putea să zică, putea. Așa cum mai suntem noi când suntem îndemnați la rugăciunea de mărturisire și să ne mărturisim și zicem, da, Doamne, am păcătuit, nu m-am rugat destul. Am păcătuit, n-am vorbit cum o trebuit. Frații mei, acolo nu mai vine a doua atingere. Nu mai vine. Dar când ne mărturisim, încă o dată spun, cine spune adevărul, e sincer. Cine spune numai adevărul, dă dovadă de discernământ. Cine spune tot adevărul, acolo se întâmplă o minune. Același pasaj îl găsim și în Vechiul Testament și aș vrea să deschidem puțin la Psalmul 37, într-un fel o paralelă a ceea ce s-a întâmplat în Noul Testament. Uitați acolo în Psalmul 37, de data aceasta, David. Versetul 34 spune așa: nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui și El te va învăța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei nimiciți. Și uitați aici, am văzut pe cel rău în toată puterea lui, se întindea ca un copac verde. Aici cuvântul văzut în ebraică are și însemnătatea am experimentat. L-am experimentat pe cel rău în toată puterea lui în viața mea, se întindea ca un copac verde. Dar se întâmplă ceva în versetul 35 și 36, la fel cum se întâmplă și în pasajul nostru. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era. L-am căutat și nu l-am mai putut găsi. S-a întâmplat ceva, frate și surori. N-a mai fost acolo. Știți de ce? Pentru că a recunoscut, l-am experimentat pe cel rău în toată puterea lui în viața mea. A făcut cu mine într-o zi ce-o vrut, domnule. Tot ce-o vrut. N-am putut să-mi stăpânesc limba și i-am dat limba mea ca mădular lui. Și de acolo o ieși săgeți și omoră pe alții. Într-o zi l-am experimentat pe cel rău în toată puterea lui în viața mea. Așa a fost ca un copac care mor.
Dar David a fost sincer. Și după ce a fost sincer, a zis, a venit a doua zi. Aș fi vrut să văd unde-i. Nu l-am mai găsit. Am fost liber. Frați și surori, aș vrea în această seară să împărtășim împreună trei lucruri care pot să ne aducă în acea poziție în care Domnul să se atingă a doua oară de noi. Să nu tot venim la biserică să fim tot așa. Să nu venim tot la biserică și să ne comportăm la fel chiar dacă ne curg lacrimile. Primul lucru pe care trebuie să-l facem și prima caracteristică a omului de care Dumnezeu vine și se atinge a doua oară este că noi trebuie să fim sinceri. Sinceri, simplu, simplu. Pentru sinceritate îți trebuie o secundă, scurt. Ce e așa de greu să fim sinceri cu Domnul? Știm, noi zicem de multe ori, mi-e greu să fiu sincer cu oamenii, dar cu Domnul, dacă mă pun eu într-o seară în cameră și zic toate sentimentele mele negative din viața mea și zic, Doamne, și așa știi că le, și așa știi că le am, uite ți le spun. Știți, noi citim în psalmi și îl auzim pe David spunând așa, Doamne, fă să se întâmple asta cu vrășmașii, Doamne, nu mai suport. Știți de ce-ți lăsați psalmii? Ca să vedem că noi trebuie să fim sinceri când trebuie să ne rugăm. Nu e așa că ați citit și ați zis, ce fel de om a fost omul ăsta? Citiți psalmii și vedeți cât de sincer a fost David. Știți ce mă gândesc? Câteodată om după inima lui Dumnezeu înseamnă să fii sincer cu tot ce simți cu Dumnezeu în cămăruța ta. Să-i spui, îl urăsc, îl invidiez, nu mai pot, mă doare, nu mai știu, nu mai înțeleg. Doamne, te comporți ca un tiran cu mine. Știți că au fost oameni în cuvântul Domnului care l-au învinuit pe Dumnezeu așa, la cea mai joasă scară? Tot ce li se întâmpla punea vina pe Dumnezeu și unul era Ieremia. Citiți, vă rog, plângerile lui Ieremia și vedeți cum îl vede Dumnezeu. Și după ce se plânge și după ce e sincer, vine Domnul și îl ridică. Se prezintă Duhul Sfânt, îl ridică din starea, zice, ok, ești sincer, cu tine pot face treaba. Frații mei, sinceritatea este calitatea de bază. Spune Scriptura la un moment dat că vameșii și prostituatele merg în cer înaintea oamenilor nesinceri. Matei 21 cu 31. Aș vrea să deschideți acum la Proverbe 28 cu versetul 13. Un verset la care vom apela în această seară de câteva ori ca să-l înțelegem. Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, adică nu înaintează. Cine își ascunde fără de legile, nu se mai poate mișca de pe locul în care e. Fie că vine la biserică, se roagă, postește. Frații mei, de aici nu mai există creștere spirituală. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Trebuie să fii sincer ca Domnul să te mai crească. Trebuie să fii sincer ca să se întâmple ceva în viața ta. Spuneam cu altă ocazie, Isaia 57, vă rog ca să deschideți și acolo cu versetul 17, Dumnezeu are două adrese pentru cei care vor să-L caută și să mai bate la ușa Lui. Isaia 57 cu versetul 17, uitați adresele Domnului la care îl putem găsi zi și noapte, 24 din 24, spune așa versetul 15, Isaia 57. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Prima mea adresă, numărul 1, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, adică tu nu poți ajunge la mine, îs atât de sfânt că nu poți ajunge la mine, îs atât de sus că nu poți ajunge la mine. A doua adresă. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dar mă cobor așa de jos, încât să mă poată găsi orice om care e sincer. Frați și surori, știți cum cred că ne împărțim noi ca și oameni? În două categorii, oameni sinceri și oameni mândri. Nu perfecți și păcătoși, sinceri și mândri. Știți că Dumnezeu vede păcatul foarte interesant? Saul a luat mai mult din turmele pe care le-a cucerit și Domnul l-a lepădat. David a furat, a preacurvit și a ucis și Domnul l-a iertat. Știți de ce? Pentru că David a fost sincer și s-a mărturisit. Saul a zis, cinstește-mă înaintea poporului, a spus prorocului. Frații mei și surorile mele, așa în această seară să vă întreb,
am avut un moment în care a fost sincer cu Domnul din toată inima. Așa, lucrul ăla care n-am fi vrut să îl zice, îl am spus. Starea aia, sentimentul despre persoana aia, îl am spus. Aș vrea să spun ceva. Aștepți intervenția lui Dumnezeu. Dacă nu e sincer, a doua atingere nu e obligat Domnul să ți-o facă în viața asta. Nu. Vă spun din capul locului, Domnul nu e obligat să vină cu a doua atingere. Prima atingere o face pentru că venim înaintea Lui cu credință și El ne mântuiește sufletul. Dacă a să ne dea o viață de biruință, să se atingă de problema noastră, Domnul nu e obligat dacă noi nu suntem sinceri înaintea Domnului. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l facem atunci când avem nevoie de a doua atingere este să ne mărturisim înaintea Domnului. Frați și surori, nici eu n-am știut. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră. Cuvântul acesta de mărturisire sau această stare de mărturisire înseamnă mult mai mult decât știm noi. Ce înseamnă mărturisire? Când venim noi și spunem așa, haideți să ne mărturisim înaintea Domnului. Cum ne rugăm? Nu e așa că mărturisire înseamnă că recunoaștem. Așa am știut și eu și nu e un lucru rău, dar nu-i destul. De exemplu, Domnul îmi spune, Călin, ai păcătuit aici, în domeniul ăsta. Și zic, Doamne, iartă-mă că am păcătuit aici. Aceasta este mărturisire? Mărturisire înseamnă a recunoaște? Da, dar nu complet. Spunea un om al lui Dumnezeu, mărturisire nu înseamnă a-L informa pe Dumnezeu despre ceea ce am făcut, ci spunea el și foarte bine spunea așa, mărturisire înseamnă a fi de acord cu ce a spus Dumnezeu și așa să spui și tu. Așa de mult m-a ajutat. Vă spun, există, de fapt în mărturisire, există acea putere de iertare a păcatelor noastre și de iertare a vinei noastre. Știți ce înseamnă mărturisire? Cuvântul este homologeo, care înseamnă a spune ce spune Dumnezeu despre un păcat. Haideți acum să facem un exercițiu. M-am mâniat astăzi. Cum trebuie să mă mărturisesc înaintea Domnului? Cine e curajos să spună? Ce spune Dumnezeu despre mânie? Poftim? Cum e mânia? Să n-apună, așa, să n-apună, dar ne rugăm înainte ca să apună soarele. Cum o numește Matei mânia? Crimă. Știți ce înseamnă mărturisire de păcatul mâniei? Cum ar trebui să sune? Tatăl meu care ești în ceruri, am păcătuit înaintea ta și mărturisesc înaintea ta, mânia mea a fost crimă. Iartă-mă, pentru că așa o vezi tu, ca o crimă. Am fost un ucigaș. Mărturisire este homologeo, care înseamnă a spune ce zice Dumnezeu. De unde reiese acest lucru? Dragii mei, haideți să luăm alt test. Roman 15:9, exact același cuvânt. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Roman 15:9. Găsim cuvântul mărturisire într-un alt context. Rectific, Matei 10:32. Îmi cer scuze, Matei 10:32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Exact același cuvânt din 1 Ioan 1:9. Dacă vă mărturisiți păcatele, El este drept și credincios ca să ne ierte. Cine mă va mărturisi pe mine și eu îl voi mărturisi. Adică cine va spune despre mine că eu sunt Domnul și Mântuitorul vieții mele, pe acela și eu îl voi mărturisi. Mărturisire înseamnă, e spune exact ce spune Dumnezeu. Haideți să ne schimbăm un pic astăzi modul de a ne mărturisi înaintea lui Dumnezeu. Mărturisire nu înseamnă recunoașterea unui lucru, nu înseamnă informarea unui lucru înaintea lui Dumnezeu, ci înseamnă a spune și a mărturisi exact cum spune Dumnezeu. Haideți să facem acum o listă așa. Conform Matei 5:28, spune că o privire care pornește din poftă e prea curvie înaintea lui Dumnezeu. Cine se uită la o femeie ca să o poftească sau din cauza că a poftit-o, a prea curvit. Ce se întâmplă atunci când un bărbat sau o femeie, pentru că ce înseamnă această privire care vine din poftă? Spuneam cu altă ocazie tinerilor. De exemplu, ca bărbat treci pe drum și vezi o femeie
poate o femeie nepotrivit îmbrăcată, prima privire, nu-i problemă, că ai văzut-o. Dar dacă ți-ai întors capul, pofta începe să crească și ai uitat, te-ai uitat a doua, aia pornește din poftă. Și aceea înseamnă prea curvie. De exemplu, când intri pe internet pe o pagină pornografică, nici nu se mai pune problema, aia pornește din poftă. Când te uiți la un film, tot ce pornește din poftă este prea curvie în inimă. Acum când noi facem astfel de lucruri, cum să zicem, Doamne, m-am uitat unde nu trebuie, știți ce zice Domnul? Asta nu-i mărturisire. Eu nu așa o văd. Dacă tu așa o vezi, eu nu așa o văd. M-am uitat și cu această ocazie, frații mei, am vrut să văd cum vede Dumnezeu păcatul. Vă invit acum la un verset pe care aș vrea să-l reține și să-l memorăm toți. 1 Samuel 15 cu 23. Dacă doriți, încercuiți-l, subliniați-l. 1 Samuel 15 cu 23. Vreau să-l iau ca un verset de căpătâi în viața mea. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Neascultarea este tot la fel de vinovată ca și ghicirea. Neascultarea sau nesupunerea. Cum vede Dumnezeu când cineva nu ascultă sau nu se supune unei autorități așezate de Dumnezeu? Stat, șef, bărbat, mamă, slujitor. Știți cum o vede Domnul, frați și surori? Ca și ghicirea. Frații mei, atâta de mult mă doare, vă spun din toată inima, persoane care trăiesc în nesupunere, indiferent față de ce autoritate. Știți de ce? Și am stat și am meditat la acest verset și am zis, Doamne, cine stă în nesupunere față de vreo autoritate, Tu o vezi ca o ghicire, dar mai mult de atât, știți ce cred? Are puterea Duhului de ghicire în viața noastră. Un om care are în el această tendință și o exprimă și o trăiește nesupunere sau răzvrătire, Dumnezeu o vede ca vrăjitorie, ca un duc de ghicire și acel duc de ghicire este puternic. Nu numai că îl vede Dumnezeu, are repercursiuni în viața noastră. Noi nu venim aici să spunem fraților, plătiți-vă taxele, fraților, supuneți-vă autorităților, supuneți-vă fraților pe care Dumnezeu i-a pus pentru... Mi-e mai ușor să predic că nu sunt eu păstorul bisericii și primiți-vă rog. Am văzut oameni care au trăit în nesupunere față de conducerea bisericii în context și am văzut cum au terminat. Este puterea Duhului de ghicire peste o stare de răzvrătire. Nu e așa că e puternică. Și când eu trăiesc într-o stare de nesupunere față de autoritățile așezate de Dumnezeu, eu nu pot să vin să zic, Doamne, iartă-mă că sunt neascultător. Iartă-mă că m-am comportat ca un vrăjitor, așa mă vezi. Și uitați mai departe. Împotrivirea, în original, cuvântul este pastar în ebraică. Încăpățânarea. Nu este mai puțin vinovată ca și închinarea la idol. Un om încăpățânat este un om pe care Dumnezeu îl vede ca un om închinător la idol. Ce este mărturisirea? Înseamnă a spune ceea ce Dumnezeu spune. La răzvrătire și nesupunere Dumnezeu spune vrăjitorie. La încăpățânare Dumnezeu spune închinare la idol. Nu voi mai da alte versete, doar vă voi spune. În Proverbe 16 cu 5, mândria este văzută ca o scârbă înaintea Domnului. Să știi că ai avut o atitudine pornită din mândrie și știi că se repetă și vii înaintea Domnului și zici, Doamne, iartă-mă de această stare de mândrie. Și Domnul spune, auzi, de ce? Doamne, e ca o scârbă înaintea Ta. Am fost ca o scârbă înaintea Ta când am făcut asta. Știți că asta ne eliberează. Dacă venim așa și zicem, m-am gândit în timp ce căutam aceste versete, ia auziți, mândria e o scârbă, Proverbe 16 cu 5, fățărnicia e o scârbă înaintea lui Dumnezeu, batjocoritorul este o scârbă, Proverbe 24, lăcomia e o închinare la idoli, bârfa este ca o nebunie, Proverbe 10 cu 18. Și am zis, Doamne, îmi fac o listă, voi mai căuta, voi mai căuta, voi mai căuta și cât voi găsi,
Voi încerca să mi le scrii undeva în Biblie și acolo în cămăruța mea, poate în biserică nu o să pot să mă rog așa, dar în cămăruța mea mă voi ruga și voi spune, mărturisesc că am făcut asta și înaintea ta așa este. Haideți să vă spun cum e practic. Dacă copilul meu, una din fetițele mele, nu mă ascultă și ar veni la mine și mi-ar spune, tati, iartă-mă că nu te-am ascultat, ar fi una. Dar mă gândesc cum ar fi dacă ar veni și mi-ar zice, tati, iartă-mă că te-am necinstit pe tine și l-am necinstit și pe Domnul cu neascultarea mea de azi dimineață. Ea vede într-adevăr, ea vede cât de grav a fost. Că așa îi spun, uite, că nu l-a ascult tu pe tati, nu-l cinstești. O înțeles ideea și eu am înțeles că ea a înțeles-o. Nu e așa că altfel sună, nu e așa că atunci când îmi pune copilul păcatul în imaginea mea, așa cum îl văd eu, realizez, mă, copilul ăsta a înțeles. Frații mei, să fim sinceri și mai apoi să ne mărturisim. Am înțeles ce înseamnă mărturisire și zic, Domnul să ne ajute. Și al treilea lucru și cel mai important este pocăința. În primul rând trebuie să fim sinceri, să ne mărturisim și apoi să ne pocăim. Frații mei, aici câteva gânduri și vom încheia. Cei mai mulți dintre noi, ca și creștini, trăim doar două treimi din Evanghelie. Zicem, Domnul Iisus Hristos a venit să ne ierte păcatele și să ne dea o viață nouă și într-o zi să intrăm în cer. Există a treia parte de Evanghelie pe care o găsim în 1 Ioan 3:8, care spune așa, El a venit să distrugă lucrările celui rău din viața noastră. El a venit și să avem parte de o a doua atingere. Câți dintre noi, în această seară, putem să spunem că am experimentat asta în viața noastră? Am citit undeva, un păstor american s-a întâlnit cu un păstor african și au zis, uite câte probleme avem noi în America, îi tot consiliem, îi tot ajutăm, dar greu. Și păstorul african a spus așa, ascultă, noi nu-i mai consiliem, noi le spunem să se pocăiască. Degeaba îi tot consiliez dacă nu s-o pocăit. Frații mei, am citit în Scriptură Noul Testament și dacă greșesc, vă rog să veniți la final și să-mi spuneți. Am observat un lucru și le-am aici toate versetele scrise, un aspect extrem de important. Știți care este acesta? Pocăința întotdeauna este primul pas. Nicăieri nu găsim să faci ceva și pe aceea să te pocăiești. Ia ascultați! Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul. Pocăiți-vă ca să aveți viață. Pocăiți-vă și credeți în Iisus. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la faptele dintâi. Întotdeauna, frații mei, pocăința este pe primul loc. Și am zis, ce-i pocăința? Știți că nevoia noastră cea mai mare e de pocăință? Și acum aș vrea să vă aduc înainte 6 teste, 6 domenii în care noi trebuie să ne pocăim. Rapid trecem prin ele, vi le prezint doar. Vă rog frumos așa să priviți la ele, știind că eu care vă vorbesc, am avut o după-masă în care am trecut prin ele. De pocăit trebuie să ne pocăim toți. Normal ar fi trebuit să ne pocăim bine când ne-am întors la Domnul. Dar datorită circumstanțelor, datorită contextului, n-am avut o pocăință reală. Și eu cred în această seară, la finalul acestui mesaj, și spun răspicat, pentru a avea parte de a doua atingere, trebuie să ne pocăim. Știți ce înseamnă pocăința? Pocăința o vedem în două feluri. Cuvântul Domnului spune că noi trebuie să ne pocăim și o găsim și ca și dar, în Fapte și în Timotei, că este darul lui Dumnezeu, pocăința. Spunea Richard Wurmbrand așa, pocăiește-te ca să poți să trăiești pocăința. Este partea pe care trebuie să o facem noi. Biserica primară, frați și surori, știți ce făcea când se întorcea la Domnul? Fiecare membru din biserica primară făcea următorul lucru. Se întorcea cu fața către vest și zicea așa, mă dezic și renunț de toată lucrarea diavolului din viața mea și de diavol. Și după aceea se întorcea către est și zicea așa, Doamne, îmi dau toată ființa mea ție. Aceasta era pocăința în biserica primară. Și lua fiecare domeniu din viață. Uitați de ce. Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13, revenim înainte să vă prezint aceste 6 domenii de pocăință. Proverbe 28,
8 cu 13. Am mai citit. Cine își ascunde fără de legile nu mai înaintează, dar cine, 1, le mărturisește și 2, se lasă de ele, în ebraică, cine renunță, cine se dezice de ele. Știți că Romani, capitolul 10, frații mei, spune așa, prin mărturisirea cu gura, ce se capătă? Ce se capătă prin mărturisirea cu gura? Mântuire. Ce înseamnă mântuire? Salvare. Salvare de ce? Înainte, în versetul 9, dacă nu greșesc, salvare de iad, dar salvare de păcate? Cum? Prin mărturisirea cu gura zic, acum și aici mă dezic și renunț la păcatul ăsta. Mi l-a mărturisit și renunț la el. Și acolo spune Scriptura unde un om se roagă așa, Iisus, Ioan capitolul 8, vine și îl face liber. Ai avut un moment în care să te pocăiești de toate lucrurile astea? Aș vrea acum să te provoc. Și permiteți-mi pentru câteva momente, foarte scurt, să vă provoc doar. Și dacă vor fi persoane în locul acesta care vor zice, da, vreau să am un moment al pocăinței reale, să veniți la noi și vă vom da acest material și să ne plecăm fiecare în cămăruța noastră și acolo să ne dezicem de toate lucrările diavolului, conform 1 Ioan 3 cu 8, unde spune că el a venit să distrugă lucrările diavolului din viața noastră. Și primul test pe care îl făcea biserica primară și pe care trebuie să-l facem noi este să ne asigurăm, frați și surori, că în viața noastră nu a fost niciodată un moment în care am avut tangență cu lumea ocultă. Poate că sunteți aici care vi spune, m-am născut în familie de pocăiți, n-am avut niciodată nicio problemă, niciodată, frate, trecem la punctul 2. Aș vrea să vă spun ceva, este un pas necesar. Am avut situații, și ne permitem pentru că nu dăm nume, am avut situații în care am rugat persoana și am spus așa, nu-ți aduce aminte de nimic de aici? Nu. Bun, spune doar atât. Doamne Iisuse, eu nu mi-aduc aminte. Nu, niciodată nu mi-aduc aminte să fi avut vreodată să mă fi dus la vrăjitorie, să fi citit horoscopul, să fi făcut farmece, să fi lăsat pe cineva să înghicească în mâini sau în cărți. Dar Doamne Iisuse, dacă vreodată s-a întâmplat să fiu în tangență sau dacă părinții sau bunicii mei au avut tangență cu așa ceva, te rog acum și aici, rupe această legătură în numele lui Iisus. Aș vrea să vă spun ceva. Am avut caz în care persoana nu și-a adus aminte și momentul când a rostit aici, diavolul s-a supărat și nu s-a mai putut duce mai departe cu rugăciunea. Nu știu când s-a întâmplat, nu știu cine a avut tangență acolo, dar nu s-a mai putut ruga. Stop, te-a oprit. Noi nu ne dăm seama. Noi nu știm. Dar se prea poate să mergem în cămăruța noastră, să trecem prin câteva lucruri de aici. Uitați, frați și surori, materiale anticreștine prin muzică, filme, cărți și programe TV. Știți că o carte de senzualism provoacă o legătură și conform Efeseni capitolul 4 cu versetul 25 dăm drept de proprietate diavolului. Am avut caz și vorbim și frații știu, o singură carte citită în tinerețe a provocat o legătură din partea celui rău care a fost greu de rupt. O carte pe care ai citit-o și ai savurat-o în tinerețe. N-am știut că e chiar așa. Dar dăm prilej diavolului, cap de pod, proprietate și din momentul acela. Primul pas în pocăință este, mă asigur, prin mărturisirea cu gura se primește mântuire. Acolo este prezent Iisus. Și unde este prezent Iisus și o inimă plină de credință, se rupe orice legătură demonică și orice legătură cu ocultismul. Al doilea domeniu este domeniul, frați și surori, al priorităților greșite. Am dat textele, e târziu, nu avem timp ca să mergem mai departe. Priorități greșite. Frații mei, uitați aceste domenii, vi le citesc doar. Dacă există vreo ambiție mai presus decât Dumnezeu, dacă există vreo mâncare care mai presus de Dumnezeu, dacă banii sunt mai presus decât Dumnezeu, dacă o activitate pendent, o slujire în biserică, un sport, o distracție, locul de muncă, prieteni, popularitate, cunoștințe, cunoștințe zic, adică cât de mult știm, hobby-uri. Acesta este idol. Și o legătură dintr-un om și idol străin. Atâta de mare impact are în viața unui om încât nu mai poate înainta și nu mai poate crește. Și a doua atingere nu mai vine. Și trec și mă duc în camera mea și zic, Doamne, prin Duhul Sfânt descoperă-mi ambiția aceasta, da,
mă dezic de ea în numele Domnului Iisus, mă renunț, numai că o mărturisesc, mă las de ea, prin cuvântul mărturisirii mele. Acesta este un moment al pocăinței reale, în care nu numai că se șterge vina păcatului, ci se șterge puterea păcatului, se rupe puterea păcatului din viața mea. Orice lucru care este prioritate peste Dumnezeu este idol. Știți că la un astfel de capitol ne trebuie cam o oră să stăm cu Domnul în cameră? Știți că în anumite momente curg lacrimi? M-am întâlnit cu cineva, dar revin la acest subiect. Mi-aș dori lacrimile pocăinței, dar nu le mai am. Al treilea domeniu. Moduri de a ne înșela noi pe noi înșine. Doar vi le citesc, frați și surori, să vedem, poate ne regăsim. Când credem că banii ne aduc fericirea, textele biblice, ne-am înșelat. Când credem că frumusețea, personalitatea și puterea ne vor împlini, ne-am înșelat, ne înșelăm și dăm prilej diavolului. Când credem că dacă păcătuim nu vom scăpa ușor, când credem că tovărășiile rele nu ne vor afecta, când credem că aprecierile celor din jur ne vor face fericiți, și aici mulți cădem. Când ascultăm cuvântul fără să-l împlinim, când credem că nu vom secera ceea ce am semănat, când credem că putem citi, asculta orice fără să fim afectați, când credem că avem o relație bună cu Domnul fără a fi stăpân peste limba noastră, când lăsăm frica să ne stăpânească viața. Trecem prin aceste domenii, ne lăsăm 10 minute la fiecare. Frații mei, 5 ore se merită să stăm cu Domnul în părtășie și să spunem, mărturisesc și mă las. Și indiferent cât este de mică sau mare legătura, Iisus este prezent și legătura se rupe. Neiertarea. Frații mei, aici, probabil că cu altă ocazie vom mai predica, aș vrea să vă spun, cea mai puternică legătură este neiertarea. Vreau să spun doar atât, conform Matei, capitolul 5, dacă există acum o persoană pe care n-am iertat-o și Domnul vine acum, noi nu vom merge în cer. Punct. Noi prin credință mergem în cer, dar adevărata credință iartă. Dacă este o persoană pe care n-am iertat-o și Domnul ne ia acasă sau vine El, o singură persoană, noi nu vom merge în cer. Pentru că aceasta nu e o credință mântuitoare. Legătura neiertării este una dintre cele mai grele legături. Să vă spun o experiență. Am fost în vara aceasta în România și am avut posibilitatea într-o seară să stau cu un părinte și cu fata unui părinte la o părtășie. Și am încercat așa să ajut cât am putut. Și am ajuns la acest capitol. Și îmi spune el, tatăl, nu pot să iert în seara asta. După ce termin și vorbesc cu fata, exact același răspuns. Nu pot în seara asta. N-am avut ce să fac. Degeaba mi-a spus fata că noaptea nu poate dormi decât dacă pune predici de seara până dimineața. Că-i frică ca să doarmă în cameră. Degeaba. I-am spus, oricât am rezolvat problema fricii, asta nu pleacă din această cauză. Frații mei, aș vrea să înțelegem bine. Probabil păcătuim într-un domeniu, dar legătura e din alt domeniu. Pocăință înseamnă, mă rog Duhului Sfânt, scriu pe o foaie toate persoanele, aduc sentimentele cu care m-au rănit aceste persoane și aleg să le iert fără să le mai spun niciodată nimic că le-am iertat și mă duc înainte ca această legătură să fie ruptă. Dacă nu suntem pregătiți pentru cer. Neiertarea este poate unul dintre cele mai sigure afirmații din Scriptură că noi nu suntem pregătiți pentru cer. Răzvrătire este al cincilea domeniu. Am amintit 1 Samuel 5:12. Acestea sunt domeniile. Poate am avut o tendință să înșel statul, numai așa puțin. E o legătură. Trebuie să mă pocăiesc. Angajatori, părinți și slujitori din biserică. Și ultimul domeniu este mândria. Aș vrea doar să vă citesc ca să ne cercetăm în această seară. Deseori am o dorință puternică de a face voia mea și nu voia Domnului. Deseori. Deseori mă bazez pe calitățile mele și nu pe puterea Domnului. Deseori cred că ideile mele sunt mai bune decât ale celorlalți. Deseori vreau să-i controlez pe alții în loc să mă controlez pe mine. Deseori mă consider mai important ca alții. Deseori caut să fac pe placul oamenilor. Deseori sunt preocupat să obțin credit pentru ce am făcut. Deseori cred că sunt mai smerit ca alții. Legătura aceasta mândriei, spune atât Scriptura, stau împotriva ta, mai departe nu putem merge. Ai nevoie de a doua atingere. Frații mei, sunt 6 domenii.
pe care v-a jucat din toată inima, dacă este cineva sincer în locul ăsta, sincer, și vrea să zică: fraților, am și eu nevoie de cuvintele astea. Mi-o-i face timp, când nu-i soția, când nu-s copii, într-o noapte, mă-i pune la părtășie cu Domnul. Și acolo îi plânge. Și acolo mă-i pocăi. Și îi recunoaște. Acolo se întâmplă adevărata pocăință. Și când omul se pocăiește, se rupe puterea păcatului. Și atunci începe adevărata viață cu Dumnezeu. Termin citind un verset ca bază la tot ceea ce am spus. Și vă rog să deschideți Marcu, capitolul 6, cu versetul 12. Uitați această progresie. Domnul trimite pe cei 12 și în versetul 12 spune așa: ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Și după aceea se întâmplă: au ieșit dracii, s-au vindecat bolnavi. Pocăința este prima condiție pentru a doua atingere. Și întrebarea pe care aș vrea să vă las, frați și surori, fără a insista, fără a pune presiune, pentru că aș vrea să vă spun, dacă Duhul Domnului nu ne conduce la pocăință, aș vrea să vă spun, conform Scripturii, unde nu-i pocăință, nu-i credință, unde nu-i pocăință, nu-i viață, unde nu-i pocăință, nu-i înaintare. Aș vrea să vă întreb și aș vrea să ne întrebăm toți ce ne-a întrebat Domnul. Acum vedem ceva și Domnul să ne descopere. Amin.